Cred că v-ați obișnuit deja cu rubrica noastră de recomandări pentru petrecerea timpului liber, așa că nu mă mai lungesc cu vorba și trec direct la subiect. Iată ce am pregătit pentru dumneavoastră. Pe vremea de acum, cu frig afară și zăpadă pe crestele munților, ca să ne încălzim sufletul, nu avem nevoie decât de un fotoliu confortabil, un televizor și o emisiune cu cântec, joc și voie bună. Avem și recomandarea. Emisiunea La izvor de cântec drag, realizată de Elis Ursu la Hunedoara 1 TV, duminică 12 noiembrie, începând cu ora 10. Invitatul emisiunii este interpretul Robert Târnăveanu. Nu ratați ocazia de a afla mai multe despre îndrăgitul interpret și de a viziona unele dintre cele mai apreciate melodii ale acestuia. Și dacă tot vorbeam de cântec și joc, sâmbătă 11 noiembrie, începând cu ora 10, la Centrul Cultural Drăgan Muntean se desfășoară Festivalul Național de Dans Face of Dance, ajuns la cea de-a treia ediție. S-au înscris 24 de școli de dans din țară și din județ. Tot sâmbătă, dar ca balsam pentru suflet, aveți posibilitatea de a merge la teatru. Vecini, Jale Chilabau, la Teatrul de Artă Deva de la ora 19. Este o radiografie a acestei țări plină de umor și emoție. 8 povești despre România spuse de 8 personaje prin intermediul unui singur actor. Un show total în care se cântă, se dansează, se râde, se plânge și se cerșește. În acea zi, dar în altă zona județului, mai exact la Teatrul din Petrușani, de la ora 18, spectacolul de teatru Înmormântare de iarnă de Hanoch Levin. E o comedie neagră, puțin suprarealistă, ca un tablou de Chagall, despre familia tipică evreiască văzută ca un coșmar amuzant, despre iluzia că fuga de moarte a celuilalt te poate salva de cea proprie. Pentru sportivi și iubitorii sportului, temperaturile nu au importanță. Mâine, 11 noiembrie, la Hunedoara, mai exact în Parcul Tineretului, va avea loc cea de-a noua ediție a evenimentului Trofeul Hunedoarei, un concurs de orientare sportivă organizat cu scopul de a promova imaginea municipiului Hunedoara prin activitățile sportive, precum și necesitatea mișcării, a jocului și a sportului în societatea actuală. Startul competiției este de la ora 11. Duminică 12 noiembrie de la ora 12, Vrăjitorul din Oz, un spectacol de Dan Mirea la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani. Cei mici și nu numai sunt așteptați la teatru ca să deslușească întreaga aventura lui Dorothy, alături de celelalte personaje din spectacol. De neratat, duminică 12 noiembrie de la ora 16, binecunoscutul medic neurolog profesor Dumitru Constantin Dulcan va susține o conferință având drept subiect Puterea vindecătoare a cuvântului. Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara în sala mare a Teatrului de Artă din Deva, fiind așteptați hunedorenii în număr cât mai mare. Nu ratați evenimentul de duminică, merită să-l ascultați pe profesorul Constantin Dulcan.